Am râs foarte tare cu Antonio și cu Maria. Făceau pariu, în fine. Antonio... Nu, Maria i-a spus lui Antonio că ar putea să-i curețe niște papuci, așa cum își dorește el. Și el spunea că nu mai este posibil așa ceva și au făcut pariu. Și Maria spunea, timp de o săptămână îmi plătești toate programările unde am nevoie, mi le faci, mi le și plătești. Și el, hai să facem o socoteală. Unghiile cât sunt? 400 de lei. Genele 200 de lei. Tratament facial cât e? Vreo 300 de lei. Ajunsese cumva la 10.000 de lei și se gândea cum, ce interesant trebuie să fie să plătești 10.000 de lei lunar pe tratamente cosmetice și chestii pe care le fac femeile. Maria spunea că ea, deși familia ar putea să o ajute foarte mult, niciodată nu i-a plăcut să depindă de ei să le ceară ajutorul și că atunci când a intrat în casă era într-o perioadă foarte proastă și că își doreau, o întreba Antonio dacă și-ar dori să deschidă un salon în Titan. Și Maria spunea că da, că chiar mi-aș dori să fac treaba asta undeva la parter, să găsim un spațiu și să deschidem acolo ceva. A fost o discuție destul de amplă așa și cu de toate, dar am râs cu lacrimi. Lui Antonio îi spunea Maria, vezi, n-ai nicio șansă să mai poți să-ți faci o altă relație în paralel, pentru că sunt atât de multe cheltuieli încât n-ai putea să faci față. Și Antonio spunea, aoleu, băi, nu cred că e ok. În fine, a fost amuzantă discuția și mă bucur că ei au un vibe pozitiv, că se simțeau super ok, au râs, au discutat. Astăzi avem gală. Sper să ne despărțim de cineva astăzi și să fie o gală frumoasă.